Marea majoritate a locuitorilor din rural se încălzesc cu sobe, pentru care utilizează în special lemn de foc. Pentru cei din satele județului Argeș, direcția silvică a județului dă asigurări că există stocuri suficient de material lemnos. Prețul este acceptabil, iar cei care au nevoie sunt sprijiniți chiar și cu mijloace de transport, de la depozitul ocolului silvic până acasă. Iarna și-a intrat în drepturi în toată țara, iar încălzirea locuințelor în mediul rural este o problemă acută. În ruralul argeșan, în zonele în care racordarea la rețeaua de gaze rămâne doar un vis frumos, problema aprovizionării cu lemn de foc poate fi considerată rezolvată. Direcția Silvic Argeș a vândut până acum un volum de 80.000 de metri cubi lemn de foc și lemn pentru construcții, pentru populație. Volumul acesta este exclusiv pentru populație. Referitor la modalitatea de vânzare, se face de către cetățean o cerere, se depune la Oculul Silvic, se lasă un contact și Oculul Silvic îl va suna în perioada de livrare, în ziua livrării. În principiu, se găsește lemn de foc la toate ocolele silvice din județ. Avem lemn de foc pentru sezonul rece, putem satisface toate cererile, deci nu sunt probleme în privința aceasta. Și inclusiv la depozitele noastre unde putem să vindem, la Pietroșani, la Mușetești, la Câmpul Lung, prin depozite avem lemn de foc. La ce costuri, cum se face transportul? Prețul mediu de vânzare este la 250 de lei. Bine, depinde și de specia lemnului, dar prețul mediu este undeva la între 250 și 300 de lei la drum auto, la care mai vine adăugat transportul. Noi, direcția silvică deține 3 autoplatforme, putem face transportul cu autoplatformele cât se poate, în rest trebuie să contacteze o firmă privată de transport și să ia lemn. 250 metru cub? 250 de lei metru cub. Mulți săteni se aprovizionează de la persoane care vin și bat din poartă în poartă oferind spre vânzare lemn de foc. Iar de multe ori prețul este enorm, nemai spunând că au și surpriza neplăcută să nu rămână nici cu întreaga cantitate pe care au plătit-o. Da, ca și cantitate, eu sunt convins că toate ocoalele au la dispoziție acum lemn de foc pentru perioada aceasta. Probabil că la cetățean ajung lemne și din privat și prețurile automat sunt crescute și cu transportul, dacă îl aduce, de exemplu, la poarta omului, probabil că mai vin niște costuri de transport, încărcat, descărcat și alte costuri. Comparativ cu anul trecut, volumul de lemn de foc pe care depozitele direcției silvice Argeș îl dețin a crescut așa încât cei care au nevoie pot găsi stoc suficient, pentru a nu mai fi nevoit să plătească în plus pentru încălzire.